Apropiatele alegeri parlamentare stârnesc agitație printre politicieni, dar și printre prahoveni. Unii dintre aceștia își doresc cei mai buni candidați, alții cei mai buni reprezentanți în Parlament, care să le apere interesele. Cred că cea mai multă atenție ar trebui să acorde bunăstării poporului, care din ce în ce se degradează, care suferă și din lipsa medicamentelor nu uzuale, cele de specialitate, și pentru că eu fiind o pensionară, mă refer la faptul că ceea ce puteam să cumpăr acum 2 ani, nu mai pot să cumpăr acum nici să-mi fie necesar pe o săptămână, ce puteam să cumpăr pentru pe o lună. Eu sunt foarte indignată pe faptul că parcurile pentru copii lasă de dorit. Eu acum vin din sud, imediat peste pod e un parc acolo, care au pus pietriș, dar câinii, fecale de câini sunt peste tot, deci copiii n-au cum să mai joace în parcurile alea, pentru că sunt explicabile. Deși strângerea câinilor de pe stradă e altă. Exact, exact. Locuri de muncă. Spre poporul ăsta care păcăli la 22 de ani și nu s-a ajuns la niciun rezultat. Concret, locuri de muncă? Locuri de muncă nu mai vorbesc. Pentru mine nicio problemă, dar tineretul ăsta e problemă. Ce altceva ce ar mai trebui făcut în colegiul dumneavoastră? Sau sunt prea multe și nici nu... Ce să facem? Cam atât orașul e curat, e frumos. Să nu mai lipsească din Parlament și să-și dea mai mult interes pentru populație. Și pe plan local ce ar trebui să facă ei? Să lupte pentru ce anume? Pentru ce? Pentru o viață mai bună. Adică însemnând ce, locuri de muncă sau la locuri ce să... Locuri de muncă, nu vedeți tineretul, nu are locuri de muncă, de-aia în junghie, să o moară, să... Prahovenii sunt așteptați să desemneze prin vot senatorii și deputații la începutul lunii decembrie.